Câte povești înfiorătoare despre dispariția avioanelor și vapoarelor în triunghiul Bermudelor ai auzit? Presupun că foarte multe. Este o zonă mare în Oceanul Atlantic între Florida, Puerto Rico și Bermuda. Această zonă este faimoasă pentru multe fenomene misterioase. Vapoare și avioane uriașe au dispărut aici. Acest loc este cunoscut ca și Triunghiul Demonului. Toate aceste dispariții mitice s-au întâmplat sub circumstanțe necunoscute și inexplicabile. Unele dintre vapoare și avioane nu au mai fost găsite niciodată. Există multe teorii despre motivul pentru care se întâmplă toate acestea în acea zonă, de la vârtejuri de apă până la extraterestri și chiar monștri de mare. Dar acestea sunt doar teorii. Există rapoarte din anul 1945 când 5 bombardiere americane și un avion ce a fost trimis să le găsească au dispărut toate fără nici o urmă. Încă din acea zi, alte 75 de avioane și câteva sute de nave au fost pierdute. Ultima tragedie s-a întâmplat chiar în 2015, când un vapor încărcat cu marfă, El Faro, a dispărut în acea regiune. El Faro a fost un vas din Statele Unite călătorind din Florida către Puerto Rico. A dispărut de pe radar pe 1 octombrie 2015 și a fost găsit distrus la fundul oceanului pe 31 octombrie. Un alt incident mare s-a întâmplat pe 20 iunie 2005, când primul avion Piper PA a dispărut în Triunghiul Bermudelor. Acesta avea 3 oameni la bord. Un alt incident similar s-a întâmplat pe 10 aprilie 2007, când încă un avion Piper PA a dispărut în apropierea insulei Bury. Era un singur pilot la bord, fără niciun pasager. Niciunul dintre aceste avioane nu au fost găsite nici în ziua de azi. Au fost și incidente mai mici, desigur. O barcă mică de croazieră a mers de-a lungul țărmului din Miami pentru a oferi o priveliște asupra luminilor de Crăciun în 1967. După ceva timp, paznicul țărmului a primit un apel de la cei de pe navă ce spuneau că vasul a lovit ceva și a cerut ajutor pentru a-l remorca. După ce paznicii au ajuns în acel loc, după doar 20 de minute, nu au mai putut găsi pe nimeni. Vasul împreună cu toți pasagerii a dispărut și nu a mai fost găsit vreodată. Multe povești se învârt în această zonă, dar acum, într-un final, misterul din spatele triunghiului Bermudelor poate fi rezolvat. Cel puțin așa susțin oamenii de știință. O echipă de cercetători americani de la Universitatea din Colorado au analizat imaginile sateliților din aceste locații și au observat o serie de nori hexagonali neobișnuiți. Meteorologii au precizat că acești nori ar putea acționa ca niște bombe de aer reale. Se crede că ei sunt cauza principală a curenților de aer ce pot depăși 270 de km pe oră. Aceste uragane pur și simplu ridică aerul și generează valuri enorme, uneori de câteva zeci de metri înălțime. Nici o navă nu poate supraviețui unei asemenea furtuni și niciun avion nu poate rezista împotriva unui astfel de vânt. Norii de obicei nu formează margini drepte, totuși, judecând după imaginile din satelit, Triunghiul Bermudelor este o excepție a acestei reguli. Anunțul acestei teorii a motivat mai multe cercetări. Oameni de știință de pe tot globul încearcă să-și dea seama care este motivul pentru aceste anomalii. Știi alte povești despre Triunghiul Bermudelor? Ai o altă teorie despre aceste fenomene anormale? Spune-ne în comentarii! Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!